Cancelarul german Olaf Scholz vine cu noi dezvăluiri cu privire la conflictul dintre Rusia și Ucraina. Oficialul a declarat că Zelensky se poate baza oricând pe ajutorul Germaniei și a vorbit despre implicarea NATO în război. Potrivit declarațiilor lui Olaf Scholz, Vladimir Putin distruge viitorul Rusiei prin războiul pornit împotriva Ucrainei. Acesta a oferit asigurări că Germania va sprijini ucrainenii prin diferite metode, după cum face deja cu refugiații. La momentul actual, Germania a primit deja peste 2.320.000 de refugiați, după cum relevă oficialii. Ofensiva rusă în Ucraina se împotmolește în ciuda distrugerilor pe care le provoacă zi de zi, a declarat miercuri cancelarul german. Imaginile care ne vin zilnic din Ucraina sunt greu de suportat, case distruse, spitale bombardate, orașe asediate, soldați morți și din ce în ce mai mulți civili uciși și răniți, femei și copii care fug cu puținul pe care l-au putut lua cu ei, din fața tancurilor și rachetelor lui Putin, a adăugat cancelarul subliniind că refugiații sunt bineveniți la noi. Pe de altă parte, însă, cancelarul a reafirmat că NATO nu va participa în mod direct la conflict. Oricât de dificil ar putea fi, nu vom ceda cererilor pentru o zonă de excludere aeriană. NATO nu va pleca la război, a dat el asigurări. Totodată, acesta nu crede că Germania, care trebuie să-și reducă dependența energetică de Moscova, poate renunța pe termen scurt la livrările de gaze sau petrol din Rusia. Sancțiunile nu trebuie să lovească statele europene mai dur decât pe liderii ruși, a mai spus acesta.